capabil toți șoferii să o facă, dar după cum am văzut la toate cursurile de conducere defensivă, unii dintre ei au nevoie chiar de 10 repetări pentru a face o frânare de urgență corectă. Mulți se tem de apăsarea pedalei de frână, de acea vibrație pe care o produce sistemul ABS și nu frânează corect. Și asta în multe situații poate să dubleze chiar spațiul de frânare. Acum face același exercițiu, dar la 70 km pe oră, la același punct de frânare, înaintea de pedal. Cum se poate vedea, toată forța pe care am putut să o aplic a fost doar pe pedala de frână și mașina s-a oprit, dar din păcate undeva la capătul trecerii de pietoni, pentru că spațiul de frânare a crescut, cred că practic s-a chiar dublat.